Patru bărbați din Anenii Noi care ar fi omorât un consătean după care i-ar fi dat foc vor fi judecați. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat în septembrie 2017 în gospodăria unuia dintre bănuiți. Procuratura raionului Anenii Noi a expediat în instanță cauza de învinuire a celor patru locuitori din satul Puhăceni. După ce au consumat băuturi alcoolice împreună cu victima, între ei s-a iscat o ceartă. La un moment dat, unul dintre inculpați a mers acasă și a revenit cu un cuțit confecționat artizanal, aplicându-i victimei o lovitură fix în regiunea inimii. Pentru a ascunde urmele infracțiunii, inculpații au târât corpul neînsufletit al victimei în grădină, unde l-au incendiat, iar rămășițele le-au îngropat în mai multe locuri. Potrivit procurorilor, osemintele victimei au fost depistate după 3 luni de la comiterea crimei, după ce mama acestuia a anunțat poliția despre dispariția fiului. Până a fi reținut, individul care a înjughiat victima a comis și un huliganism agravant într-un local din Puhăceni. Potrivit procurorilor, acesta a mai fost în conflict cu legea, fiind anterior condamnat la 6 ani de detenție pentru înjunghierea unei persoane care, din fericire, a rămas în viață. Potrivit procurorilor, cei 4 bănuiți cu vârstele cuprinse între 25 și 44 de ani și-ar fi recunoscut vina. Dacă va fi găsit vinovat de omor intenționat și huliganism, unul dintre suspecți riscă să stea după gratii până la 20 de ani sau detenție pe viață, iar complicii acestuia până la 3 ani de detenție.